Salutare, prieteni, salutare și bine v-am regăsit la un nou replay cu World of Tank. În episodul de astăzi am jucat la evenimentul Stronghold sau Violență, cum vreți să-l numiți, de Tier 8. Evenimentul care recent s-a încheiat. Așa că am salvat și eu un replay în care am jucat cu Kari. Și aici vreau să subliniez de la început. Multă lume zice, bă, nu ai ce să cauți cu TD-ul la genul ăsta de mod de joc. Uite că în episodul de astăzi eu vreau să vin și să vă explic aici exact contrariu. Sunt anumite hărți în care tu vei putea să faci un match foarte bun chiar și dacă joci cu TD-ul. Dar, repet, în același timp trebuie să ții cont un pic și de echipa pe care o ai și să te uiți cam ce tankuri au băgat colegii tăi. În cazul de față eu sunt singurul TD-ul. Pe harta respectivă aici ai anumite puncte în care TD-ul face destul de bună treabă dacă ai și tankuri care să-ți dea un pic de spot acolo ca să ai în ce să tragi. La modul ăsta de joc știți foarte bine cum se dezvoltă acțiunea, este cu bază comună, în principiu capturezi baza sau killerești toată echipa. Cam ăsta e felul jocului. Profitând de ocazia asta, multe tankuri vin exact aici pe partea steagului. Ceea ce s-a întâmplat și T-832. A venit aici direct, fiind spotat de baciatul care s-a dus în partea dreaptă al meu. Am putut să trag primul shot și astfel 611 acolo direct pe T-832. Aici singurul lucru greu ar putea să fie modul din partea stângă, în care să-ți vină medile sau ceva light prin spate și să-ți ia aici spatele ca și TD-ul. Dar cum eu am avut 3 tankuri acolo, am profitat de ocazie și am început să focusez fiecare tank care trecea pe aici, prin zona respectivă. IS-6 nu a scăpat nici el de shot. În momentul de față IS-6 și T-832 fac push-ul acolo. În momentul în care din nou îl lovesc pe T-832, am încasat și eu aici shot. Și în același fel vreau să schimb un pic aici poziția ca să merg și pe celălalt flanc, să dau și acolo suport în caz că este nevoie. Dacă nu n-am mai avut spot acolo, mă întorc din nou și focusez din nou flancul ăsta, unde T-832 își ia mare garaj. Așadar, două tancuri date jos din echipa adversă, nu stăm rău deloc. IS-6 la fel aici a ieșit foarte neinspirat acolo, deși știind foarte bine de poziția mea aici, dar în același timp el spera că poate să intervină prin lateralul lui 252U și să-l lovească prin spate. Moment în care am dat acolo două shoturi, acele două shoturi l-au făcut one shot. I-am oferit cred că destul de bun suport aici al lui 252U. În acest moment am scos și TS5-ul și aici o luptă directă între 252 și IS-6. În același timp a venit aici lângă noi și 703U, a venit chiar sub mine aici. Fiind mai sus decât el aici, l-am putut focusa foarte fain direct deasupra pe cupolă. 703U și-a o poziție destul de periculoasă aici. Și în același fel n-am vrut să-l las să piardă 252U, n-am vrut să las heavy-ul să ducă peste el pentru că era one shot pentru 703, așa că am decis să cobor aici jos chiar dacă urma să încasez și eu un shot. I-am dat și eu un 527 la 703, 703 un pic de dezorientat aici din cauza artileriei. Continuă să plece în partea cealaltă și în acest fel mi-am oferit un spate care l-am lovit. Aici mă duc și alerg în continuare după 703. 703-ul voia să intre prin spate, nu știu ce vrea să fac acolo, destul că am putut să vin și să-l scot fără nicio problemă. Și în acest fel am reușit să facem un match destul de fain, am scos 3 tankuri, 5000 damage. Să poate juca și cu TD-ul dacă prinzi o hartă cum trebuie. Asta a fost Jilpreu, până data viitoare vă salut, toate cele bune! You can see the writing on the-